Este sociologul Vladimir Ionaș. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru prezența Digi24, domnule Ionaș. Confirmă rezultatele parțiale, cel puțin din acest moment, proiecția dumneavoastră de aseară? O confirmă. Ierarhia, ca întotdeauna, este perfectă, cea pe care noi am oferit-o. Așteptăm rezultatele oficiale, pentru că, din câte se pare, chiar și PMP-ul, cel puțin pe numărătorile paralele pe care partidele le fac, ar fi reușit să treacă pragul cu voturile din Republica Moldova. A existat o mică problemă cu o ușoară spirală a tăcerii în ceea ce privește votanții conservatori din Transilvania, care de obicei votau Partidul Național Liberal, iar de data aceasta au acordat votul către noua formațiune politică, către AUR, și nu au recunoscut acest lucru, dar din fericire noi suntem foarte mulțumiți, rezultatele și ierarhia s-a păstrat, este exact cea pe care am oferit-o și, așa cum am spus de fiecare dată după exit poll-uri, cel mai important aspect al unui exit poll este ierarhia, să se păstreze, pentru că noi nu ne dorim să anunțăm un câștigător care dimineață să nu mai fie, cum de multe ori s-a întâmplat, nu numai în România, ci peste tot în lume. A fost o zi dificilă, pentru că am avut și foarte multe refuzuri, foarte mulți oameni au refuzat să interacționeze cu operatorii de sondaje, unii de teama pandemiei, alții pentru că pur și simplu nu voiau să spună cu cine au votat, dar am reușit să estimăm corect cum se distribuie și acele voturi. Date demografice, domnule Ionaș, care e categoria, așa din poza pe care o aveți, sigur, mai actuală, care e categoria de vârstă care a absentat la aceste alegeri? Toate categoriile există. A existat un absenteism general pe toate categoriile de vârstă. Nu putem spune că tinerii sau bătrânii au lipsit mai mult. Chiar e o surpriză, pentru că acum, 2020, la aceste alegeri, au votat mai mulți tineri decât au făcut-o din categoria 18-29 de ani. Au votat mai mulți decât au făcut-o în 2016 la alegerile parlamentare. Cred că problema de fond a ținut nu neapărat de frica față de virus și de această pandemie care ne-a schimbat stilul de viață, ci mai degrabă de nemulțumirea generalizată în societate față de toate partidele politice și față de modul în care România este condusă. Lucrul acesta se vede de 2 ani, un an și jumătate în toate sondajele de opinie, dar anul acesta s-a accentuat. Undeva la 70% dintre români sunt total nemulțumiți de modul în care România este condusă, iar ceea ce mi se pare mie cel mai grav, dintre acești 70%, aproape 90% nu au speranță referitoare la viitorul pe termen scurt și mediu. Deci, din păcate, am ajuns în acel punct în care speranța referitoare la schimbările pe care clasa politică le-ar putea aduce în România a murit. Și aici cred că ar trebui să lucreze toate partidele politice în următoarea perioadă. România, din păcate, în acest moment nu mai are nicio instituție, cu excepția armatei, care se bucure de încrederea mai mult de jumătate dintre români. În momentul în care tu, ca stat, mai ai instituții care să aibă respectul și încrederea cetățenilor, nu mai poți să ai autoritatea de care ai nevoie. Aceasta să fie și explicația prezenței slabe la vot, domnule Ionaș? Da, este una din explicații, evident, coroborată cu pandemia prin care trecem și cu frica de acest virus. Și acest lucru, nemulțumirea față de modul în care România merge și modul în care toate instituțiile din țara aceasta sunt conduse, au dus la această prezență scăzută. Amintiți-vă că seamănă foarte mult cu percepția față de clasa politică care era și în 2016, când credeam că acel procent de prezență a fost cel mai mic și că nu se va repeta. Iată că de data provocarea mea, domnule Ionaș, haideți să ne uităm pe această hartă pe care mai devreme Andreea a prezentat-o și chiar sunt curios de cum sunt explicate anumite puncte de acolo. M-aș uita la două județe galbene, da, într-o zonă puternic roșie, dacă putem să-i spunem așa. Mă gândesc aici, de exemplu, la Vrancea, mă gândesc aici la Giurgiu. Ce s-a întâmplat? În Vrancea, datorită scorului foarte bun obținut de AUR, PNL-ul a reușit să depășească Partidul Social Democrat. E un calcul matematic simplu, tocmai de aceea AUR a reușit să rupă o parte din electoratul Partidului Social Democrat în Moldova și în Sud, în proporție mult mai mică în Sud, dar în Moldova în proporție destul de importante, iar în Transilvania a rupt în special din electoratul conservator, care de obicei vota cu Partidul Național Liberal. De aceea avem acea pată galbenă în Vrancea.
modificări extraordinare legate de această hartă. Și dacă ne uităm la cărțile din trecut cu modul în care s-a distribuit votul și dacă ne uităm și la alegerile locale care au avut loc acum 2 luni, nu sunt modificări extraordinare. UDMR-ul nu e o surpriză. UDMR-ul întotdeauna când este o prezență scăzută are scoruri foarte bune pentru că își mobilizează foarte bine electoratul. Populația maghiară din România se duce la vot să voteze UDMR-ul pentru că sunt conștienți că sunt singurii care le reprezintă interesul. De asemenea, rezultatul USR-ului nu e o surpriză, exact în cele 2 județe în care și marile orașe au fost câștigate de către candidații lor la alegerile locale. Deci votul nu a fost neapărat o surpriză, e mai degrabă rezultatul acelor 2 candidați pentru funcția de primar. Au reușit să tragă partidul după ei în acele 2 județe. Se vede în rest și uitați-vă la rezultatele din diaspora care reprezintă o surpriză uriașă. USR-ul n-a mai reușit să fie acel partid care obținea aproape jumătate din voturile din diaspora. AUR a reușit să distrugă acest mit că doar USR-ul obține diaspora. Domnule Nașu, aici sunt, e o chestiune și e foarte interesant și mă bucur tare mult că sunteți cu noi să ne explicați acest lucru. Când a apărut pentru prima oară, să-i spunem, în sondajele dumneavoastră acest partid AUR și chiar sunt curios de explicația sociologică, cum poate un partid care n-a existat cumva până acum, n-am știut foarte mulți dintre noi de el, să câștige cu 10% aproape, adică să aibă 10% în buza alegerilor? Prima oară când a, cel puțin în sondajele pe care noi la Avangard le-am realizat, prima oară când a apărut un procent să spunem din punctul de vedere a unui sondaj de opinie, a fost acum 2 luni când avea undeva la 3,2% într-un sondaj la nivel național. Problema în a identifica cu exactitate scorul a ținut și de faptul că a existat o spirală a tăcerii. Oamenii nu recunoșteau că vor vota cu AUR, cel puțin acum 1 lună. Ei au avut o campanie agresivă, foarte bine țintită în online. Au atins în special, și lucrul ăsta se vede și în rezultate, 2 regiuni. În primul rând Moldova. AUR este partidul care s-a ridicat, sau cel puțin liderii AUR, odată cu scandalul de la cimitirul de la Valea Usului în Moldova. Iar impactul pe care l-au avut atunci asupra populației din Moldova se vede astăzi în rezultat. Un impact pozitiv din punctul de vedere al cetățenilor. Au făcut lucruri pozitive în acel moment pentru cetățeni și iată că rezultatele au venit astăzi la alegeri. În Transilvania, din câte am putut să observ până în acest moment, au lucrat foarte mult pe organizațiile Partidului România Mare, vechile organizații ale partidului, cu mesajele normale, pentru că în Transilvania există un public mai degrabă anti-maghiar decât pro-maghiar și iată că scorul AUR confirmă acest lucru. În sud, unde Nino a avut o campanie atât de agresivă, se vede și în rezultatele mult mai mici față de Moldova și Transilvania. De asemenea, rezultate bune pe care le-a obținut în Republica Moldova, unde mesajele legate de unirea dintre Republica Moldova și România au adus rezultate și au reușit să rupă foarte mult din scorul mare pe care PMP-ul de obicei îl obținea acolo datorită lui Traian Băsescu. Iată că nici măcar mesajele noului președinte al Republicii Moldova de susținere pentru PNL nu au făcut. Vă țineți aminte să mai fi existat partide care așa în buza alegerilor să aibă această explozie de aproape 10%? Putem să ne aducem aminte, putem să comparăm oarecum ca și model de creștere cu PPDD-ul, dacă vă aduceți aminte, a avut un model asemănător, cu toate că s-au adresat, din punctul meu de vedere, cel puțin astăzi, o să fac comparația în zilele următoare, s-au adresat unui public diferit. PPDD-ul față de AUR astăzi. AUR a încercat să atingă tot publicul conservator, chiar radical, care în ultimul an de zile a fost continuu jignit, continuu atacat. S-au adresat acelui public care a susținut referendumul pentru familie, de asemenea public extrem de mult ironizat de către partidele mari, de către PNL și de USR mai ales. Dacă mă întrebați pe mine, apariția AUR cu acest scor este un fel de răspuns al publicului conservator din România la USR. Mai spuneți-mi ceva. Implicarea președintelui Klaus Iohannis se resimte, domnule Ionaș, în rezultatul PNL? Adică pe Klaus Iohannis l-am văzut în ultima săptămână, ultimele 2-3 săptămâni, chiar la deschideri de autostrăzi, la Ziua Voluntarului, în inspecții la DSP și nu numai. A contribuit, plus ieșirile, nu de foarte multe ori, marțea, miercurea, după ora 18 îl vedeam pe președinte. A contribuit în vreun fel la rezultatul Partidului Național Liberal? A contribuit foarte mult.
Din punctul meu de vedere, ca să înțelegem exact ce a reușit și ce a făcut greșit în, ultimele luni președintele Iohannis, ar trebui să avem în vedere un timeline de lungă durată. Președintele Iohannis, începând cu alegerile europarlamentare, după rezultatul foarte bun al USR, a reușit prin mesajele transmise să atragă o bună parte a electoratului care atunci au votat USR să voteze cu domnia sa la alegerile prezidențiale. Și a reușit prin acest lucru să transfere acel electorat către PNL. În toate sondajele de opinie, după alegerile prezidențiale, PNL era cotat cu un scor foarte mare, peste 40%, tocmai datorită scorului foarte bun obținut de președintele Iohannis la alegerile prezidențiale. Din acel moment lucrurile s-au schimbat. PNL-ul nu a avut și nu are nici în acest moment niciun comunicator care să bucure de favorabilitatea cetățenilor. Președintele Iohannis probabil are analize, a avut sondaje, a înțeles acest lucru și a dat seama că pe o perioadă de pandemie și de criză nu poate lăsa guvernul și PNL-ul să comunice, pentru că nu are acei oameni care să aibă de unde să scadă în momentul în care dau vești proaste, și și-a asumat toată comunicarea. Din păcate, consilierii domniei sale, cei care i-au arătat aceste aspecte, nu i-au arătat anul acesta că inclusiv favorabilitatea față de domnia sa a ajuns la saturație, a scăzut foarte mult și orice mesaj pe care l-a dat în ultimele două luni mai mult a enervat. A reușit să mobilizeze o parte a electoratului Partidului Social Democrat, care în mod normal poate nu ar fi ieșit la vot tocmai de teama pandemiei, dar cel mai rău pentru domnia sa și pentru PNL, a enervat și a făcut publicul care nu face parte din bazinul electoral al PNL sau al USR, că asta e problema partidelor în România, nu înțeleg și nu fac diferența între bazine electorale, nuclee dure, și electoratul simplu care votează de la alegere, de la scrutin la scrutin, în funcție de ce îi se pare în acel moment că îl reprezintă mai bine. A făcut acea mare parte a electoratului să spună: eu nu mai merg la vot că nimeni nu mă reprezintă. E ultima mea întrebare, domnule Ionaș. Uitându-ne la rezultatul USR, e mai degrabă un câștig sau mai degrabă a pierdut USR? Și aici aș face o comparație negreșit și cu ce s-a întâmplat la europarlamentar, un scor bun peste 22,4%, dacă bine mi-amintesc. Sigur, emoția era alta atunci, dar totuși, scăderea e una semnificativă. Așadar, mai degrabă a pierdut sau a câștigat USR? Știți cum e problema aici? Fiecare partid încearcă să identifice un punct de reper, făcând comparația să pară că de data asta a câștigat. Am văzut că ei compară foarte mult cu alegerile parlamentare de acum 4 ani și spun: am câștigat că ne-am de dublat procentul. Dar nu exista nici alianța, deci nu era USR Plus, erau doar USR, da. Evident. Plusul nu a adus, eu repet, ceea ce arată sondajele de 4 ani de zile, plusul nu aduce nimic în plus USR-ului. Să revin la... Din punctul meu de vedere, comparația trebuie făcută altfel, în număr de voturi. USR-ul ar trebui să analizeze foarte bine toate scrutinele la care au participat și să vadă dacă au pierdut voturi, ca număr de voturi, nu în procente, sau au câștigat. Din punctul meu de vedere, e o înfrângere dureroasă, iar lucrul ăsta se vede de după alegerile europarlamentare, pentru că USR-ul a fost doar pe un trend descendent, cu alegerile prezidențiale și apoi toată perioada până astăzi. S-au urcat pe o victorie pe care și-au asumat-o la alegerile locale, care de fapt a fost o înfrângere dureroasă, având cei doi primari, chiar trei, care au reușit să câștige municipii, reședință de județ, dar nu a reprezentat o victorie pentru partid la nivel național, și lucrul ăsta se vede astăzi în alegerile parlamentare. Din păcate, partidele s-au obișnuit să lucreze cu anumiți consultanți care le oferă foarte multe mesaje pozitive și nu le mai arată realitatea. Din punctul meu de vedere, asta e principala problemă. Mulțumesc pentru analiza dumneavoastră, Vladimir Ionaș, sociologul Vladimir Ionaș, în direct la Digi24.